Salutare! Mă numesc Roxana Băieșu și astăzi o să vă vorbesc despre un element. Bine, o să aștept să înțeleze toată lumea. Astăzi o să vorbesc despre un element care face parte din noi și care comunică o serie de informații despre noi, dar de cele mai multe ori nu suntem conștienți de acest lucru. Spre exemplu, atunci când vorbim cu cineva și dorim să-i transmitem un mesaj, ne concentrăm foarte mult pe partea verbală, pe modul în care ne structurăm argumentele, pe modul în care încercăm să-l convingem de acest lucru și de cele mai multe ori uităm o parte foarte importantă. Comportamentul non-verbal pe care îl avem, gesturile pe care le facem atunci când încercăm să comunicăm ceva. Din păcate, de multe ori putem să reușim chiar să ne contrazicem și acest lucru nu ne ajută tocmai foarte mult ca să reușim să ne convingem interlocutorul. În cadrul unui discurs, ca să avem succes, este bine să avem câteva elemente pe care să le folosim sau să nu le folosim, astfel încât comunicarea pe care o realizăm să fie una de calitate, iar auditorul să înțeleagă ceea ce vrem noi să transmitem. Spre exemplu, atunci când vorbim, este bine să încercăm să avem o postură fermă, nu una foarte rigidă, este bine să nu stăm țepeni în fața oamenilor, pentru că atunci transmitem încordare, emoție și acest lucru cu siguranță nu o să ajute. De asemenea, foarte mulți dintre noi avem emoții, chiar și eu am emoții acum, sper să nu se vadă foarte mult. Poate încerc să-mi canalizez emoțiile pe un obiect, un joc cu un pix sau o foaie sau orice alt lucru pe care l-am. Acest lucru nu face deloc bine pentru că de obicei cei cu care discutăm își dau seama imediat de faptul că avem emoții. Un alt lucru care este bine să le evităm este să nu avem gesturi agresive. Spre exemplu, să nu ne punem mâna în șold, să nu arătăm cu degetul către auditoriu sau să nu pornim din degete, pentru că acest lucru transmite nervozitate. Atunci când se adresează o întrebare, poate încercăm să ne gândim la răspuns sau poate nu știm răspunsul. Este bine atunci când încercăm să găsim acel răspuns, să nu încercăm să ne ducem mâna din reflex la frunte, la nas, la buze sau să ne trecem mâna prin păr. Acest lucru transmite nesiguranță. Sau am găsit răspunsul, vrem să-l spunem și în momentul în care oferim acel răspuns, ne acoperim buzele sau ne strâmbăm și ne scărpinăm un pic. Acest lucru cu siguranță va scădea din valoarea de adevăr și chiar interlocutorul poate să creadă că-l mințim. Sper să nu se audă foarte tare. Un alt lucru care este extrem de important, chiar dacă încercați să vă concentrați la ceea ce urmează să spuneți, să nu vă vină următoarea idee, încercați să nu vă încruntați. Dacă stați încruntați și vă gândiți și nu spuneți nimic, cu siguranță veți transmite o stare de tensiune, iar relația pe care o să o aveți cu publicul nu o să fie una pe care vreți să o creați. Este bine să zâmbiți, să aveți o atitudine deschisă și să aveți un contact vizual permanent. De cele mai multe ori, este bine să încercați să vă priviți publicul în ochi, dacă este vorba de un public restrâns. Dacă este vorba de o sală mare, puteți să încercați să priviți ultima persoană din partea stângă și să terminați cu prima persoană din partea dreaptă. Acest lucru va crea impresia că priviți pe toată lumea. În ceea ce privește elementele de paralimbaj, este bine să folosiți un ton calm și sigur, acest lucru va transmite siguranță, dar este bine să nu folosiți același timp vocal totdeauna. Spre exemplu, puteți să folosiți întreruperile de ritm. Atunci când aveți o idee pe care vreți să o accentuați, să folosiți un timp mai calm și după aceea să reluați din nou un timbru alert. Când vorbiți, este foarte important să vorbiți suficient de tare astfel încât toată lumea să vă audă. Dacă vorbiți prea tare, în schimb, este posibil să creați senzația de agresivitate, iar sănătate. Oamenii se creadă că țipați la ei. Este bine să vorbiți cu un ton calm, dar lumea să audă ceea ce spuneți. Deci este foarte importantă comunicarea non-verbală. De cele mai multe ori, când comunicăm, nu suntem foarte atenți la aceste elemente. Și de multe ori, și în cadrul interviurilor, încercăm să ne concentrăm foarte mult pe ceea ce urmează să spunem. De ce suntem noi potriviți pentru jobul respectiv?
de ce credem noi că suntem cei mai potriviți și cum vrem noi să ne vindem abilitățile. Dar nu ne gândim că un simplu gest ca și un scărpinat sau un strâmbat sau o respirație mai adâncă sau un picior care tremură poate să ne comunice despre noi faptul că avem foarte multe emoții și nu suntem siguri pe ceea ce spunem. Atunci când susținem un discurs, cel mai important aspect este cel legat de empatie. Empatia care se creează cu publicul. Iar eu consider că empatia se creează în primul rând prin contactul vizual și prin încrederea pe care auditorul și-o formează în cel care vorbește. Cu siguranță încrederea nu va fi formată dacă cel care vorbește se uită în stânga și în dreapta și atunci când transmite anumite informații și acoperă buzele sau se uită nu știu ce colț ca să caute următorul cuvânt. Atunci când vorbim este foarte important să avem grijă să transmitem informația și pe cale verbală și pe cale non-verbală și să fie și aceeași. Adică să nu spunem un lucru pe cale verbală și să ne contrazicem prin gesturile pe care le avem. Cam atât, da? Mulțumesc frumos!